Zeci de străzi și sute de locuințe care nu sunt racordate la rețelele de apă, canal și gaze naturale. Este punctul din care noua administrație locală a orașului Balș începe procesul de îmbunătățire a calității vieții oamenilor. Potrivit edilului Cătălin Rotea, în următorii 3 ani, rețeaua de apă și canal va fi modernizată și extinsă. Este inadmisibil ca în 2020-2021 un oraș aflat între Craiova și Slatina, într-o țară care se află în Uniunea Europeană, să nu aibă apă, canal, gaze, electricitate în toate locuințele. Și voi lua pas cu pas ceea ce presupune această zonă de utilități. Alimentarea cu apă. Compania de apă are o lucrare în desfășurare pentru finalizarea lucrărilor de apă pe 3 străzi, vorbind de strada Răsăritului, strada Macului și strada Stejarului. De asemenea, din câte știu, se află în faza de licitație, dar anul acesta vor începe lucrările pe master plan pentru alimentarea cu apă pe străzile Popa, Șapcă, Mâinești, cu Zavodă, Luncii și prelungirea 1 decembrie. Sunt unele străzi care au deja rețea de apă, dar ea nu este finalizată. În ceea ce privește rețeaua de canalizare, anul acesta, compania de apă, tot prin master plan, va demara lucrările de extindere a rețelei de apă pe strada Crizantemelor și strada Tudor Vladimirescu. Este o promisiune pentru locuitorii cartierului Vârtina, care s-a făcut, cred că de mai bine de 12-16 ani, anul acesta, și o spun public, vor începe lucrările pe strada Crizantemelor și Tudor Vladimirescu. Un alt obiectiv de suflet al edilului face referire la reabilitarea termică a blocurilor. Potrivit proiectului inițial, 10 de scări de bloc vor fi izolate termic în următorii 3 ani. Este probabil cel mai dificil obiectiv de îndeplinit. Avem 237 de scări de bloc existente în orașul Balș, din care sunt reabilitate 3, blocurile turn, pe un proiect pe fonduri europene, care se află în curs de desfășurare, nu s-a făcut încă recepția și mai sunt chestiuni tehnice care trebuie rezolvate până la finalizarea acestei recepții. Deci ne rămân 234 de scări de bloc nereabilitate. Spuneam că este dificil de realizat pentru că reabilitarea termică presupune costuri foarte mari, inclusiv pentru studiile de fezabilitate, dar cu toate acestea, anul acesta vom demara studiul de fezabilitate în toamnă, după prima rectificare, pentru primele 50 de scări de bloc, urmând să depunem pe fonduri europene sau pe programul de dezvoltare pe care îl are Ministerul Dezvoltării pentru a obține această finanțare. Toate aceste proiecte de investiție au ca scop modernizarea imaginii de ansamblu a orașului Balș.